Da, am vorbit destul. Ai, Mihai, la întrebare. Da. În ipoteză avem ABC de trapezisos cel. ABC de trapezisos cel. AF perpendicular pe DC. Cum? AF. AF. Perpendicular pe DC. Da. BE perpendicular pe DC. AB egal cu 4 cm. BE egal cu 5 cm. Măsura unghiului BCD. Măsura unghiului BCD 45 de grade. Să aflăm în concluzie. Măsurile unghiurilor trapezului. Da. La clasa a 7-a, să punem în profesie. La clasa a 7-a. Deci la A mix aflăm măsurile unghiurilor trapezului. Și deci se dă un trapez isoscel, nu? De nou am înțeles. Îl fac fără să mai încerc să fiu super rigoros. Da, AB e aia de sus, de 4 cm. AB e sus. AB e sus, da, așa, da, micuțe? Da, 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 da. AB, AB C, D. Așa, AB e de 4. Duceți perpendicularele din A și din B. Din A și din B. Da. Deci A1. Nu, AF. AF. AF și BE. Și BE, da. Da. Avem AB de 4 și BE de 5. AB de 4 și BE de 5. BE de 5. Și măsura unghiului BCD. BCD. D, adică asta de aici, de 4 și 5 grade. Da. Să aflăm măsurile unghiurilor trapezului. Da. Și să-l aflăm pe cât e C, cât e DF, cât e DC. F egal cu cât centimetri? Deci cât e C, EC egal cu, DF egal cu, EC egal cu, DF egal cu cine? DF egal și DC egal cu cine? DC egal cu cine? Deci m-am lucrat, gata, m-am prins că ai văzut, mergi pe casă. Deci să vedem așa. Se dă un trapez isoscel. Hai, gata, e problemă. Faci tu acum. E problema ta. Da, iată. Dacă cunoaștem că ABCD este trapez isoscel, da. Știm că BE egal cu AF. BE egal cu AF, sigur că da, am văzut asta. Deci figura asta este un dreptunghi, nu? Da. Și atunci asta e F cât e de mare? De 4. E de 4. E F de 4 pentru că în dreptunghi se întâmplă chestia asta, da? Și AF de 5. Într-un trapez avem că suma unghiurilor de 360, nu? Sigur, e un orice 4 la tier. Și orice 4 la tier. Dar în trapez aveți altceva. Cu unghiurile trebuie să începem, domn profesor. Aici. Da. Nu. Eu sunt dus pe chestia asta. Okay. Deci se sizează că B e... Avem următorul lucru, clar în minte toate bâie. Inițiativa e nevoie, trebuie lăsată. Da? Nu. Da. Deci nu ne ducem la okay. Inițiativa lui. Deci tu ai sesizat că B e cu AF sunt congruente, pentru că din experiența problemei de înainte, trebuie să spui așa, din experiența anterioară, A, B, E, F este în mod sigur ce este dreptunghi, pentru că îi deocamdată astea două sunt paralele și fiindcă astea două sunt perpendiculare pe aceeași dreaptă și ele sunt paralele și asta este, asta e figură paralogram și paralogramul cu unui drept este dreptunghi. Clar asta. Apoi. Asta ți-a spus zi că AB este cât e F. Dacă cunoaștem unghiul C, știm că și unghiul D este tot pe 45 de grade. Sigur că da. Tot 45 de grade este din cauza că triunghiul este isoscel. Trapezul este isoscel. Asta este un triunghi. Este un triunghi isoscel 1 acolo. Care triunghi este isoscel? Dacă unghiul este din 45 de grade. BEC. Pentru că ăsta e din 90 de grade. Da. Și AFD. E dreptunghi isoscel. Da. Și AFD la fel.
Și ăsta la fel. Deci ăsta e de 45 de grade și cu 90. 150. 135, da? 135. Mai puteți să-l găsiți și altfel. Ăsta și cu ăsta împreună fac 180. Da. Și cum ăsta e 45, deci ăsta rămâne să fie 135 din 180, am scăzut, da? Deci, clar, unghiurile toate sunt aflate. Și acum aflați, dâful. Dacă ăsta B e, este isoscel, înseamnă că e C este cât B e. Adică 5 cm. Adică 5. Adică 5 cm. Gata, l-am aflat. Deci ăsta e 5, nu? Ușor. Da. Nu, nu ți-e clar aici. Ba da, ba da, am înțeles. Da? Deci, cum triunghi E, E, C, B, isoscel, că atele sunt egale. Cum e 5 și asta e de 5. Da. Analog și asta e de 5. Toate sunt de 5. Ai toate. Deci 5 și asta. Da. Și mai cere ce să mai afli? Păi D-F ați aflat-o, E că ați aflat-o și D-C. D-C toată. D-C este 5 plus 4. 14 cm. Gata, problemă. Mamă, dar ce ușor a fost, bă, dar nu-i corect. Dar nu-i corect. Mă știi din astea. Bă, da. Să mă mor la tine. Fac eu o bancă în plus. Da. Important este să înțelegem că, sigur, indiferența de la o clasă la alta, iată de aici, ce lucru pe care l-am remarcat de atât. Diversitatea profesorilor, cu diversitatea emițătorilor, cu al receptorilor, face ca învățământul să fie total, total neomogen. Deci nu este același lucru peste tot. Și vorbim de colegiul Alexandrii? Da, dar depinde de oameni. Să bat locul 2 cu 3 și Alexandrii ce pe 2, i-a luat locul lui Brânceanu. Adică, nu prea cred. Așa zic și eu. Da, nu prea cred. Dar chestiunea este de altă natură. Cine ia locul celorlalți nu așa e important. Important este ce fac oamenii acolo, cum le asigură copiilor acestora șanse egale la informații. Zero. Nu? Șanse egale la informații. Nici vorba. De aceea, merită să înțelegeți că cât munciți mai mult voi, individual, și Adi, ce m-aș bucura să vați problemele așa ușoare, steluți, câte una, câte două. Dar noi nu avem steluți, noi avem deja grele. Nu mai e cu steluții ca la el. Dar de ce? Este o altă colegere? Da, Niculaescu. Niculescu. Ei lucrează de pe alte cărți. Da, fix de pe aia facem noi la școală. Da? Da. Care? De... Nu, mă, noi avem o colegere, noi avem trei profesori. Ăsta e manualul? Da. De-a șaptea? Da. Dar voi nici nu știți cum arată manualul, pentru că voi nu prea lucrați pe manual. Da, deci este o colegere. Bă, dar nu e ora de Dana, Radu și eu, Gerard. Nu-i manualul, asta e colegere. Asta e manualul nostru. Ăsta e manualul vostru? Da. Nu, că de fel la școală. Așa. Deci acum fiecare mai are o problemă, nu mai facem nimic, da? Da, suntem la sfârșit, nu? Da, nu. Să facem. Hai să vedem. Să facem finalul. Cât e ceasul? E și jumătate. Și 28. Așa. Gata. Sinteza. Sinteza. Da. Oare. Ce n-am făcut noi aici, dacă îmi trec în revistă, nu mai are problema. Mai cu problema aia. Hai să vedem. 1. Trapez isoscel, nu? Isoscel. 2. Linie mijlocie. Corect. Da? Linie mijlocie. În trapez. Și pe locul. În triunghi. Dreptunghi. Am făcut. 3. Dreptunghiul, am întâlnit acolo. Da. 4. Paralelogramul care a fost miezul problemei. Paralelogram, corect. Definiție și definiție echivalente, că acolo am ajuns două să fie paralele și congruente. Corect. Da? Definiție echivalente. Paralelogram. Definiție și proprietăți echivalente.
Și cinci, nu mai știu ce, oricum e suficient. Da, la revedere, vă mulțumim. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profanat și vă dorim o seară plăcută în continuare. La revedere, nu uitați de la și share. La revedere, dragi. Da, la revedere.